Eu cred că Republica Moldova are nevoie de un președinte cu o greutate politică, în primul rând. Nu este posibil, în condițiile noastre, să ai un președinte care nu are o greutate politică. Republica Moldova sau cetățenii moldoveni nu trebuie nici într-un caz să facă greșeala care au mai făcut-o și în alte cazuri, să voteze un președinte care le promite pâine ieftină, cartofi, drumuri reparate și așa mai departe. Trebuie să încerce să se concentreze, să înțeleagă exact care este valoarea politică, care este opțiunea și viziunea candidatului asupra viitorului acestei țări într-o perspectivă de 20-30 de ani de zile. Asta, de fapt, face un președinte. Într-o republică parlamentară, care rămâne fi parlamentară. Da, exact. Nici într-un caz eu nu voi vota pentru acel candidat care va încerca sau care voi simți că are intenția de a-și aroga noi competențe. Care vine în campanie și promite că va face, că va cere noi competențe sau vrea, va dori să instituie republică prezidențială. Republica Moldova este republică parlamentară, cu un președinte ales de tot poporul. Este important ca șeful statului, indiferent cine nu va fi el ales, el să respecte această normă fundamentală. Un alt detaliu legat de viitorul șef al statului. Eu voi vota acel președinte care, în mod cert, mă va face pe mine să am încredere că va respecta Constituția. Și nu va încerca să abuzeze de poziția dominantă în anumite situații a instituției prezidențiale pentru a crea un nou pol de putere și pentru a încerca să submine anumite mecanisme constituționale deja existente. Dar cetățenii, ultimul detaliu vreau să-l zic la acest aspect, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să înțeleagă că avem un exercițiu foarte important și campania nu va fi una simplă, dar în mod cert, șeful statului va fi ales și noi trebuie să-l acceptăm așa cum este el.